mulțumim pentru aplauzele dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția și mai ales cu căldura cu care ne-ați urmărit. Vă promitem că dacă ne veți mai primi, vom mai veni și altă dată la dumneavoastră. Cu drag și sărbători frumoase în continuare. La revedere! Doamnelor și domnilor, aș vrea numele dumneavoastră să mulțumim filarmonicii din Arad și maestrului Neagu pentru că ne-a onorat cu tot ce s-a întâmplat aici, în această seară minunată. Să mulțumesc și oaspeților noștri de seamă din această seară, care au binevoit să fie alături de noi, preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului, preasfințitul Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, preasfințitului Nicodin, episcopul Severinului și Sprehaiei, preasfințitului Visarion, episcopul Tulcei, preasfințitului Siluan, episcopul Românilor din Ungaria, preasfințitului Paisie Lugojanul, episcopul vicar al Mitropoliei Banatului. Vă mulțumim deopotrivă tuturor și vă dorim tot ce vă doriți și dumneavoastră și vă așteptăm cu drag să reveniți în cetatea spirituală a Banatului de Munte, în Caransebeș.